Și profesorii protestează, doamnelor și domnilor. Ei sunt nemulțumiți că le vor fi înghețate salariile anul viitor. Angajații din învățământ amenință și chiar cu grevă generală dacă nu-și primesc aceste măriri salariale amânate timp de 2 ani de zile. Colega mea, Raluca Bârcă, ne explică. Raluca, în urmă cu foarte puțin timp, reprezentanții profesorilor au fost chemați și ei la guvern. Aș vrea să te întreb ce se va discuta mai exact și, pe de altă parte, este și o situație care merită punctată. Sunt elevi care ar fi trebuit să ajungă la acest protest, elevi din Constanța, care n-au mai ajuns pentru că sunt blocați în tren de 3 ore în acest moment și asta din cauza situației de la CFR și a grevei spontane, iată, din această dimineață. Da, bună ziua, Lorena, bună ziua, doamnelor și domnilor. În acest moment sunt discuții în interiorul guvernului. Se întâlnesc reprezentanții sindicatelor din educație cu secretarul general al guvernului, Marian Neacșu. Vom vedea cum decurg aceste discuții. Evident, cei din educație îi transmit nemulțumirile pentru care s-au adunat astăzi în fața guvernului. Nemulțumiri care se referă, în primul rând, la nivelul de salarizare. Știm că salariile profesorilor ar fi trebuit să crească cu 16% până în acest moment. Timp de 2 ani de zile aceste creșteri salariale au fost amânate și iată acum guvernul vine cu o promisiune ca de la 1 ianuarie 2022 să crească salariile cu doar 4%, ceea ce reprezintă în lei 65 de lei aproximativ pentru această creștere, bani insuficienți, spun cei din educație, și asta pentru că ne gândim doar la faptul că 30.000 de angajați din unitățile de învățământ, care reprezintă personal nedidactic și auxiliar, iau la acest moment salariul minim, dar ne gândim și la faptul că un profesor debutant primește în jurul a 2.400 de lei, iar un profesor cu definitivat doar 3.500 de lei. Cei care sunt acum astăzi în fața guvernului sunt nemulțumiți și de subfinanțarea educației, pentru că, spun ei, nu reușesc guvernanții să aloce 6% din PIB pentru educație, așa cum este stipulat în legea educației. Avem și o primă reacție din partea guvernului. Ministrul Finanțelor a declarat puțin mai devreme că la acest moment s-au început recuperările pentru plata salariilor profesorilor și că atât s-a putut până la acest moment, o creștere de doar 4%. Profesorii amenință cu grevă generalizată dacă cei din guvern nu le vor asculta nemulțumirile și spun că s-ar putea ca elevii întorși după vacanța de iarnă să găsească școlile închise. Este vorba de 4% și au dat o pătrime din diferența dintre salariile din 2022-2021. Asta înseamnă, repet, nu 8%, ci 4%, și dacă vreți, ca și sumă concretă, e vorba de undeva de suma de 65 de lei la profesori, în condițiile în care inflația acumulată în ultimii 2 ani de zile va depăși 11%. Într-o țară normală, inflația trebuie acoperită prin indexare. Ori la noi vedem că diferența este uriașă, mai ales că încep să vină facturile la utilități. Calendarul este stabilit astăzi, mâine și poimâine sunt proteste. Tot astăzi, mâine și poimâine este referendum în rândul membrilor sindicat să își exprime opțiunea pentru declanșarea grevei generale în luna ianuarie.